Și o să vă rog pentru început, așa pe rând, să începem de la tine, să extragem câte 5 taloane de fiecare, să le amestecați și să le vadă lumea. Fiecare dintre cei nominalizați acum câștigă un talon de reducere de 50 de lei. Avem doamna Magda Gheorghe, doamna Oana Cherdeș, doamna Anuța Dregbici, cred că Drăghici, da, doamna Ionela Buta, doamna Maria Șerdean. Doamnele, se pare că au fost mai harnice zilele astea. O să te rog să le mai amesteci încă o dată pe toate. Doamna Ionela Anca Buta. Da, avem și un domn. Domnul Silvio Hondola. Violeta Horvat. Maria Cheduieș. Claudiu Cheduieș. Primii 10 câștigători, mai urmează încă 30. Doamna Maria Todea. Doamna Iulia Blaga. Domnul Florin Filimon. Adrian Cristof și Ion Buzdugan, următoarea serie de 5. Mulțumesc. Marcela Gușat, Alina Florea, Marius Bâldea, Maria Pascu și încă unul. Mulțumesc. Gheorghe Lăzuț. Doamna Claudia Jurcă. Domnul Ioan Alin Drăghici. Maria Bogdan. Ion Velțan. Dacian Lungu. Următoarea serie de 5. Sunt cei care au participat la acțiunile de colectare RORECH în aceste 3 zile, începând de joi până sâmbătă, și care primesc acum un premiu de 50 de lei. Aurel Chira, Alin Drăghici, al doilea talon, Alin Drăghici. Se va anula, asta va rămâne un singur premiu. Deci mai e de extras încă 2 în afară de asta. Adina Necreală, Mihai Pecșa. Mulțumesc, încă o serie de 5. Alexandru Strâng. Melania Fara. Mai amestecă-l o dată, te rog. Anca Măzăroaiei. Ioan Zvâric. Gheorghe Coțea. Maria Ivașcu. Câștigătorii vor fi contactați și vor intra în posesia premiului, dacă nu se află aici, te rog. Grigor Tat. Ramona Căbulea, Nicolae Gabrilă, Nicolae Romcea și Claudiu Romcea. Următorul, mai avem 2 serii de 5, da? Mulțumesc!
Alexandra Moriușcă, Voicu Adaș, Alin Tot, Ioan Pădurean și încă unul, Achim Magda. Și ultimele 5 premii, bonuri valorice de 50 de lei, Leontina Pascu, Nicolae Șcheau, Ștefan Roșioară, Ieremia Bucea și Ioan Moniu. Moniu, cred. Mulțumesc frumos de ajutor și să vedem și premiile mari din această seară, cele 5 cuptoare cu microunde, domnule primar, domnule prefect. Mâna norocoasă e a dumneavoastră acum. Unu, câte unu. Primul cuptor cu microunde. Oh, da, acum înțeleg. Nicolae Curpinișan, cred. Curpinișan. O să încercăm. Curpinișan. Așa. Domnule prefect, la dumneavoastră, doamna Aurelia Dușă. Da. A scăpat de un fier de călcat, primește un cuptor cu microunde. Vă rog, domnule primar. Tot la mine? Andreana Crista. Doamna Andreana Crista a venit cu un pick-up. Că n-am mai văzut un pick-up de ceva vreme. Încă un cuptor cu microunde. Ia să vedem. Da, doamnele au fost foarte active. Simona Condola și ultimul cuptor cu microunde. Mai amestecați-l odată, așa. Ca pentru ultima extragere de astăzi. Tot o doamnă? Rozalia Petrila. Doamnelor, felicitări! Se pare că sunt mult mai active doamnele din comunitate aici în Alba Iulia. Vă mulțumim tuturor și nu uitați de săptămâna viitoare pe strada Tulnicului numărul 18. Este operațional centrul de colectare a deșeurilor electrice și electronice, deschis de Asociația RORECT în parteneriat cu Primăria Alba Iulia.